La scara 1/100 am navei de gras, cruciatorul antierian de gras, care a fost în dotarea marinei franceze până în 1975. Corăbiile distrugătoarele, navele cu vele și piesa de rezistență, submarinul Delfinul, au fost vedetele primei ediții a Cupei Tomis. Nu este vorba despre vreun antrenament militar, ci despre un concurs inedit de navă modelaj. Să știți că numărul de vizitatori a fost foarte, foarte mare, având în vedere că am prins pe 8 august ziua porților deschise. Ieri a fost ziua porților deschise la muzeu. Vizitatorii au fost foarte, foarte mulți. Foarte mulți ne-au adresat mulțumiri pentru organizarea acestei expoziții și pentru că a fost un succes, așa considerăm noi, nu știu părerea celorlalți, o să-l organizăm și anul viitor. Unele modele sunt extrem de dificil de creat. Cele mai complexe embarcațiuni miniaturale cer o muncă asiduă, ce uneori poate atinge și 10 de ani. Să vorbim despre navă modelism. Înseamnă tenacitate, înseamnă în primul rând dorința de a lucra și de a prelucra lemnul, plasticul și toate materialele care ne înconjoară. În urma acestor prelucrări, după anumite proiecte, după anumite planuri, apar acele frumoase nave modele pe care dumneavoastră l-ați observat în expoziția noastră. Depinde de complexitatea modelului. La navă modele pot dura și 30 de ani, pot dura și un an, pot dura și mai puțin. Vorba de complexitatea modelului, de scara la care se lucrează. Artiștii desăvârșiți alături de navele lor au primit premiile, moment în care s-a sfârșit și expoziția.